Din cauza unor bacterii, scăldatul în lacurile din Chișinău este interzis. Specialiștii atenționează că apa și nisipul nu corespund normelor sanitare, ceea ce pune în pericol sănătatea oamenilor. În pofida avertismentilor, locuitorii capitalii s-au refugiat pe plajele fierbinți, ignorând chiar și interdicția impusă de autorități pe perioada pandemiei. Au fost făcute investigațiile. Ce s-a depistat? Chiar dacă scăldatul este interzis în perioada pandemiei COVID-19, plaja din jurul lacului din Parca Valea Trandafirilor a fost și astăzi aglomerată. Oamenii au făcut nu doar băi de soare, dar și în apă. Mai mult au ignorat avertismentele medicilor epidemiologi, care susțin că apa din bazinele acvatice nu corespunde normelor sanitaro-epidemiologice, iar nisipul de pe plajă este în două cu bacterii periculoase. Водичка – это очень плохая водичка. Вот Дурлежский ключ, Дурлежский ключ. Когда большие дожди проходят, там засоряется все, и все кошки дохлые, собаки все плывут, и в озеро. Вода очень плохая. Каламе, кам тати резервуар ли куапи дескиса, ничего дата на окурец по санчеринцу лишь норму санитаре. De când eu îmblă aici și mă ocup, mă fac băi de soare, să vă zic, o singură dată am văzut când a fost terenul ăsta fânat. Vine cineva, fână acest nisip, face un lucrări de curățare. Dar eu n-am venit de mult, eu de când am venit n-am văzut pe nimeni să fac. Sper că nu sunt pui amendă. Acești copii au fost surprinși în timp ce se bălăceau în lac, fiind lăsați în apă chiar de părinți. Cât timp ne-am aflat în Valea Trandafirilor, nu am observat niciun polițist care să supravegheze plaja. Doamna Galina, mie îmi spun toți calitatea apei. Specialiștii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică susțin că lacurile și plajele nu sunt pregătite pentru sezonul estival. Ca anul acesta, practic, serviciul responsabil de pregătire în zonei de agrement cât perioada estivală 2020, Asociația de Gospodării Spațiilor Verzi, nu au întreprins practic nimic pentru a pregăti zonele. De partea cealaltă, șeful de la Spații Verzi afirmă că întreprinderea a salubrizat zonele, dezinfectându-le așa cum cer normele. Că noi am făcut tot ce ține de responsabilitatea și obligațiunile noastre. Aceea că domnul, nu știu care, Puiu sau cum îi mai spune, ne acuză, eu vreau să văd de unde a luat probe, cum a luat probe. Conform experților de la ANSA, bacteriile ce au fost găsite de către specialiști pot provoca boli diareice acute.